Perspectivă care a fost și a trecut până în 18, când s-a făcut Unirea. Noi acum trăim alte vremuri, alte timpuri. Și la noua Republică Moldova, în Chișinău, ne-am început mișcările din 89, mișcare cu Renașterea Națională și ne-a fost extrem de greu. Era aparatul parțiov robotnici, și l-a dat seama ce prezenta respectivă structură. Eu tam mai eram în comandantul armatei 14, armate rusești, așa după Academie Marsă, mă rog, general, terminator. Și am venit aici, tare dorem să mă întorc acasă, că am fost din 48 cu părinții deportați, în Kazahstan, în Karaganda, în Timirtau, și am stat până în 58. Și în 58 ne-am întors înapoi. Am primit 3 ani în Bordei, am plecat 3, tatăl a fost prizonier, era soldat în armata română, era sergent vânător de munte, și-a prezent la codul domnului prizonier. S-a dus prin Arhanghelsk, mai aproape de Vorcuta. S-a întors în 48 înapoi. Și în 49 chiar am cheburi și atunci, ne trecând, că am trecut prin foame, în 47, 46, 48, știți foarte bine ce fost în timpul respectiv. S-a părut că eram cheburi, că eram din Orișnici și m-am vrut să întreb un copos. Și atunci ne-a luat tot ce era și ne-a trimis. Și m-a durat. Erau două surori mai mari decât mine, Liza și Maria. Eu eram mai mic, din 44, eu din naștere sunt România, m-am născut în România. Mare. Da, nu mare. Nu România mare, nu accept cuvântul ăsta. România, în spațiu unde trăiesc români, în spațiu românesc. România mare, miros zis imperialist și imigrați când aud lucrurile astea. Nu normal. O Românie, unde trăiesc români, în spațiu românesc. Acolo să se unească în țara respectivă. E o demagogie, România mare, distramă niște lucruri și sunt ne fac probleme mari de unire. Noi am avut asta în Basarabia, în București mai vorbesc, România mare, România mare, mai proastă, terminați, eu acolo vorbesc frumos, la toate nivelurile. Nu România mare, nu există, România integrată. Mă interesc românii, spațiu românesc. Deci mă întorc la povestea mai înapoi și ne-a fost extrem de greu, pe 89, am fost în echipă cu Vieru, cu Vătamanul, care dumneavoastră, comandantul dumneavoastră, așa, cu Cimpoi, cu Dabiju Nicolae, cu Matkovski, cu oameni care erau și eu, un general sovietic, dar sunt român la spirit, la suflet și la cap, pentru mine era lucruri sfinte, sacre, eu știu ce prezintă iubirea frățească, rusească. Și atunci am spus că până aici, mai departe, nu. Și am trecut aici, am fost ales că deputat a Parlamentului Uniunii Sovietice în 89, persoane de încredere la mine era Vatamanul, Lidia Strat era persoane de încredere, personalități. Vieru, mă rog, Dabiju Nicolae, eram cu dânsul în echipa respectivă. Și atunci, cu ajutorul lor, cu sinele, am trecut și am fost și deputat în Parlamentul Uniunii Sovietice în 89. După ce s-a prăbușit Uniunea Sovietică, e clar că în 90 am fost ales în Parlamentul Republican și am devenit președintele Comisiei pentru Apărare și Securitate Statului. După aceea, pe Voronin, care pe urmă a devenit președintele Republicii Moldova, l-a fugărit de acolo din funcție Ministrului Interne și eu am preluat Ministerul de Interne. Eu am spus că, fraților, eu n-am jurist, nu sunt jurist, nu sunt pregătit în domeniul respectiv. Ești general, te-ai descurcat. M-a parașutat în funcție Ministrului de Interne. Și am fost, am făcut aici ce trebuie, în 4 luni. Am făcut din miliție, poliție, imediat, trei țepau și la Moscova și la Chiv, deci țepau, gata, fașiști, polițiști, putare, făcutul general postat, gata. Pe n-aia. Acum, peste 20 de ani, și rușurile vin la poliție, și Chivul vin la poliție, mă înțeles că sunt niște lucruri care nu pot să le disemne, că sunt miliție. Miliție, narodnă-i drăjână. Asta înseamnă, asta nu-s picioriști, nu-s miseriași. Este niște, mă rog, aceea cum avem. Un banc cu cealaltă, avea mama 3 ficiori, un inginer, altul era medic, dar treilea era miliționer. Păi, e clar. Și am făcut aceea ce am făcut și am răsturnat, am mișcat niște lucruri, acolo în 90 au apărut, am proclamat atunci suverenitatea, în 91, știți dumneavoastră foarte bine, independența și, mă rog, frații de la Moscova, Kremlin, au început din 89, scrieze un nou Transnistria, Republica, cu Simfrunte, cu Smirnov. Cu animalul este politic, altul cu nu găsesc. Eu nu sunt diplomat, sunt militar și vă spun niște lucruri așa. La nu există gri culoare. Dacă ești militar, pe adevărat, este negru și alt. Și vă spun pe șleap. Cu animalul este politic care l-a pus, era un ofițer cu acoperire Smirnov.
așa, l-a promovat, a făcut șmecherii de toată formă, stânga Nistrului, care noi eram pe dreapta, dar stânga Nistrului, un imbiriu a construit, cu capul construit, mă rog, ei știau cândva, cândva, pământul ei se a se despară, se ducă. N-am încotro, că era un, era un pământ românesc, clar, toată lumea care se pricepe un pic în istorie. Și eu construit acolo, și era centrală construit, au construit uzinele de metalurgie, uzinele de ciment, de textil, de stânga Nistrului, de tot cum parte ce ai construit. În Chișinău și în partea asta au construit, dar nu prea au investit. Mamă! A, asta e situația. Mă rog, și sigur că am făcut eforturi enorme până am devenit de ce am devenit și sigur că ne-au creat structura respectivă, cum acum se bagă în Ucraina, în statul ucrainean, din care noastră face parte, și speți cetățenii cuminți, ascultători, cu tare, să nu uitați, sunteți români de ceva timp, dar statul este stat și trebuie să respectați în toată punct de vedere cerințele și contribuțiile acestui stat. Și noi ne-au creat Transnistria, ne-au creat, ne-au format din toate punctele de vedere. Acolo era dislocată armata 14, rusească, o bună parte. O parte, o 30% era dislocată în partea dreaptă a Nistrului. Pe urmă, din 90, uite, pot să retragă și regimentele de tancuri, din Cahul, din Florești și așa mai departe, s-au retras în coace. S-au retras o mulțime de rămâneți și muniție. Și noi, când am rămas acolo, am rămas, când am plecat de la Ministerul de Interne, la 3 miliționeri care erau atunci, era un pistolet macabru, mai mult nu era nimic. Asta tot armamentul care avea în dotație Republica Moldova. Și atunci m-am adresat la frații noștri, m-am dus în București, m-am dus cu Iresu, m-am întâlnit pe atunci cu Ministrul de Interne, era Dorul Iorgursu, era și Medică Pinciuc, care tot e din Suceava, e bucovinean și el, prima junca lui, un bărbat de valoare și valoare de zile mari, mori să rămână să fie zilele ușoară. Dar mi-au ajutat, atunci am încărcat și stiruri de este, fururi de este, le-am încărcat cu muniții, cu armament, tot. Rămâncătoare de mine, Kalashnikov, cutare, și l-am pus, l-am băgat acolo. Și când acolo la albiță, dar din spate am pus șepcele, le-am pus acolo, chipurile, îmbrăcăminte pentru Ministerul de Interne. Și sigur că atunci, când 90, era frontieră păzită de KGB. De frontieră erau, acolo frontieră erau complet în structurile KGB, pagranicii văiesca. Și când am ajungem acolo la Albiță, trecem în coace la Reușeni, la noi, hop, opresc. Opresc mașinile că nu, că deja și la București erau de aici, care avea agentură Moscova și la București, plină era. Și le-a format. General Costaș aduce armament muniți. Și stiruri. L-am încărcat, cu consimțământul, sigur, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării și mai departe, au contribuit partea română, ne-a ajutat, că am fost eu la domnul președinte Iliescu, i-am explicat, suntem cu bețe de răsărit aici, și nu putem noi să apărăm suverenitatea și integritatea acestui stat, aceste pășuri, aște de pământ românesc, care se numește Republica Moldova. Și atunci ne-a ajutat. Dar la Albiță, atunci, vă poisesc un caz, ne-a oprit. Și comandantul de frontieră, pagăniști de zastavă, care era acolo, mai e o oră, nu, descărcați, gata, aristeam și... Bine că am dovedit în timp de 4 luni să creeze o brigadă de intervenție de poliție, care erau 140 de tineri care au trecut experiența în Afganistan, care, mă rog, i-am ales și pe sprinceană, care erau viteji, erau maestri în sport, putare și... I-am dat comandă, echipa aceea se deplaseze din Chișinău, se deplasează la Reușeni, se deplasează. Și eu, comandantul de la frontieră, respectiv, vorbesc, zic, domnule, dați-i drumul, că aici sunt, nu, că nu erau, nu șerci, nu îmbrăcămini, nu cutare, deschide un tir și scoate lăzele cu muniții, cu armament, cu tot ce era acolo. Zic, bun, domnule, dar țin țava spartă, asta pentru trantament, de trenerobă. Nu, că nu cutare, dar, domnule, închidem, dă-i drumul să treacă la Chinspici. Sniegul m-a spus în gloara, 3 noaptea, Doamne Ministru, ce se întâmplă? Uite, situația e critică. Mine m-a spus Crăciucov, dar Crăciucov era atunci securitatea imperială. M-a spus Crăciucov și spune, ce-i cu ministrul ăsta vostru, cu buimacuistă, bandituistă, mă duce armament din România, cu țară. Domnul președinte, s-a spus, nu știu. Eu povestesc niște cazuri, eu cred că dacă m-ați v-ați săturat, nu v-ați văzut, nu v-ați văzut, dar dacă nu, eu acum ce o să zic. Am înțeles. Da.
Шпиорма, да, зачем? Шпиорма după ce o прескультеск, ну. Și atunci, când s-a întâmplat cu suverenitatea, am declarat independența, știți că șmecherul Smirnov a fugit la Kiev. Și atunci noi ne mai lăsat să ne ajute, vremea de la Vasilișul Sneagă, pe naibă. Noi ne-a ajutat nimeni. L-am scos, l-am răpit de acolo și l-am adus în Chișinău să-l pui la Dubă, dar pe naibă. Sneagul a fost așa cum a fost și nu l-a mai pus, i-a dat drumul pe urmă. S-a întâmplat în 92 război și eu deja eram numit ministru apărării. Că război, vărțile de sânge, a fost o tragedie foarte mare. Din cauza slăbiciunii și lipsă de verticalitate, care era atunci la conducere, și de experiență primitivă, că trebuie să aibă un conducător de stat și o echipă care era într-o lume. Asta a fost tragedia, ăsta, situația. Mai departe, am scris tot în cartea respectivă. Se numește cartea, dacă vreți, uitați, și aici sunt anexate documentele în limba rusă. Am scris-o din trei pentru ruși în 2009-2010. Că rușii spuneau că noi suntem fașiști, moldoveni și tare. Zic, nu, voi sunteți fașiști. Și am dorit prin carte, prin documente, că am trimis. O 400 am trimis la San Petersburg, la prietenie, și o 500 am trimis la Moscova. Și eu spuneți, și eu sunt persoană non grata pentru ei. Mă rog, că le-am descoperit făcăturile lor. Pe urmă, am tradus în român, la București, așa se numește Transnistria, cronică în război nedeclarat, unde sunt motamoi traduse în cartea respectivă, așa care este. Și pe urmă, doi ani urmă, au venit la București, la Chișinău, au avut întâlnire, au venit de la NATO, reprezentanță și fost ambasador la Statele Unite Americii, Alexandru Verzbou, ca a doilea, a rugat de a-l citit în rusă, cu fost în Rusie, chiar știe foarte bine și a citit în rusă, zice, domnul Geau, trebuie, dar am să întâmplat în Ucraina cu Donbass și Lugansk, lucrurile respective, și i-a atras la Indigo în momentul respectiv. Deci, traduceți-l în engleză. După eu, copiii m-au ajutat, copiii plecați în America. Eu nu aveam niciun sponsor, zic, eu nu mai am bani, dați-mi, ajutați-mi cu bani. Aia am început de mare, bun. Iar am început la copii, mi-au dat și mi-au editat 500 de cărți în engleză. Vă arăt și în engleză, dacă vedeți că am editură în engleză, tot aceeași carte. Și am prezentat-o la Bruxelles. Și au fost acolo NATO, au fost la o ședință a Uniunii Europene, pe care pentru Comitetul pentru Lărgire. Și mai departe, și să știe, să cunoască lumea ce fac imperialiștii din Kremlin, nu poporul rus. Acei care conduc din Kremlin, ce fac față de republicii care vor să se promoveze o politică sinistătătoare, independentă și suverană. Vă mulțumesc pentru răbdare. Da, asta e, deci nu se discută, că nu a fost răzut. Da, Dani, eu spun mai mult, știi puțin, dar nu problema respectivă, cam mai mult. Problema între aceea că când s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu război, când s-a declarat, când armata 14 a venit direct, eu știind, crescând, fiind format din Imperiu, e clar că îmi dădeam seama ce se întâmplă. Și am cerut să-mi ajute cu armament și muniții. Și atunci am făcut, avem telefonul ăsta, șifrat și direct cu ministrul apărării din România, Nicolae Spiroi, seara îi sunam, dimineața erau eșelonele la Ungheni complet încărcat. Tabăr cu armament, cu muniții, cu coduri. E sigur, și asta a fost. România a ajutat foarte mult. Bun, vă mulțumesc! Aici câteva numere și după masă sau ce? La masă mai povestită. Da. Discutăm concret la temă. Sunt de cei pori care se interesează de Transnistria, da. Cadrul de cei de acolo și știu și asară povestită. Bun. Deci am venit să vă felicite cu ocazia zilei Bucovinei. Da. Felicitări. Da. Sper din partea Domnului. Fiți uniți, mă uniți în jur să scrieți, să vă simțiți că sunteți cetățeni și în jurul României.